Aici am un iepuron. Aici am o iepuroaică fătată. Aici am încă o iepuroaică. Aici am încă o iepuroaică fătată. Aici am niște achiziții care le-am cumpărat zilele trecute. Cocoșii nu mă interesează, dar s-au dat așa la pereche și i-am luat. Patru cocoși și șase găinuși. Să vedem ce pui scoatem din ele. Plouă afară, vreme urâtă. Haideți să vă arăt și ceva tineret la iepuri. Uite tineretul la iepuri. Nici nu știu ce am aici, iepuroni, iepuriți, trebuie să văd. Da. Acolo am un cocoș de kikiriki porcit cu selbric și a ieșit cam așa ceva, cu creastă bătută. De fapt am doi așa. Cocoșul de selbric original mi l-a luat vulpe. Din 80 de găini câte am, tocmai pe ăla mi l-a luat. Unul am avut. Cam astea-s găinușele. Le arăt și pe astea mai bine. Așa, 10 bucăți le-am cumpărat zilele trecute. Tinere de anul ăsta,
Puichița asta albă mi-o place foarte mult. Au și un pic de moți, am văzut. Găinușele, vă trei dintre ele au un pic de moți. Aici am o pereche de cucuruz, turturele. Aici am care stă pe ouă, nu știu, oare o fi scos, nu a scos. Las. Aici am pus o capcană, am avut un șobolan și l-am prins până la urmă. Și văd că n-am mai săpat nimica, nici o gaură. Un singur șobolan am avut, l-am prins imediat, în primele zile. Acum am lăsat-o preventiv așa, dar văd că nu mai veni niciunul. Nici nu prea are cum să intre, dar l-au săpat pe sub fundații. Bine că am scăpat de el. Mai am ceva cocoși de eliminat dintre ei, care nu-mi plac. O să intru pe primăvară, o să-mi las 10-12 cocoși, care sunt mai frumoși. Acum am în jur de 80 și să spun exact că le știu numărul, 89 de bucăți, din care mai am cred că 20 de cocoși, trebuie să mai tai din ei, și mai am aproape 70 de găinuși. Vedem la primăvară ce pui o să scoatem, cum o să scoatem. Uite, acesta e al doilea cocoș de cocitură de selbrit. Sunt cam năpârliți, trebuie să le dea cozile frumos. Asta mi-e galben, e rasă pură, dar nu mai știu exact ce rasă este. Am cumpărat de la cineva.
Bun. Am o familie de cochinchina original, două găini și un cocoș. Sperăm că scoatem ceva pui la primăvară. Și astea sunt găinușe din tot corcitură de selbrit cu chichirichi sau americane, cum le cunoașteți. Găinușa din spate. Am patru bucăți cu aceeași culoare au ieșit. Culoarea așa mai specială, mi le plac foarte mult. Bun. Cu astea fiind zise, m-a salutat și ne auzim cu bine.